În toată lumea apar povești despre locuri bântuite sau blestemate. Aceste lucruri atrag și fascinează paranormalul, fiind un atu de care se folosesc multe obiective turistice pentru a atrage vizitatori. Castelele sunt adeseori corelate cu fantome precum și cu alte clădiri vechi, spitale părăsite, dar și păduri întunecate sau cimitire, fiind alte lucruri în care oamenii sunt siguri că au avut parte de experiențe paranormale. România este o țară cu istorie străveche, numeroase clădiri vechi, dar și o puternică tradiție și cultură în ceea ce privește fantasticul, fiind înțesată cu locuri și clădiri despre care umblă vorba că ar fi bântuite sau blestemate. Troița Miresei, la ieșirea din Găiești pe DN7 se află Troița Miresei, monument aflat în paragină care amintește de o poveste tragică din anii 30. Pe 24 septembrie 1936, Margareta Ștefănescu, proaspătă mireasă, și-a pierdut viața într-un accident rutier. A fost inițial îngropată la Belu, apoi familia i-a mutat trupul în Biserica Miresei de pe dealul Flămânda, monument construit de părinții săi. Margareta aduce în noroc tuturor cuplurilor care s-au căsătorit în Biserica Miresei, dar pare că încă se simte singură, căci lângă Troiță au avut loc numeroase accidente rutiere. Există martori care spun că au văzut și o siluetă în alb lângă Troiță. Hotel Migiu. Nu știu câți au văzut filmul Camera 1408, un film de groază foarte bun în care se amintea despre un hotel bântuit. Dacă nu sunteți fani ai filmelor horror, atunci poate că sunteți cunoscători ai muzicii. Trebuie să fie auzit de melodia celor de la Vama Veche, Hotel Cismigiu. În prolog se amintea povestea unei tinere studente la teatru care a decedat în puțul liftului pe când hotelul era folosit drept cămin studențesc. Pasionații de paranormal susțin că fantoma tinerei se afla încă în interiorul hotelului, iar uneori se pot auzi țipetele puternice ale acesteia provenind din casa liftului. Pădurea Trivale Una dintre pădurile considerate bântuite din țara noastră este pădurea Trivale din Pitești, fiind locul mai multor povești de groază. Cele mai cunoscute dintre ele au în prim plan fantomele unor tinere mirese. Prima ar fi fost decapitată de propriul tată, iar conacul din pădure rămas în urma familiei ar fi fost bântuit. O altă legendă înfricoșătoare, plasată în aceeași pădure, vorbește despre fantoma unei alte mirese moarte care ar bântui de ceva vreme acele locuri. Povestea pleacă de la o istorioară macabră care circulă printre taximetriști piteșteni, potrivit căreia un coleg de brazlă ar fi dus o mireasă la o adresă din apropierea celebrei case bântuite. Alucinanta poveste spune că pasagira i-ar fi lăsat taximetristului în loc de bani propria sa verghetă, rugându-l să o aștepte. Bărbatul ar fi căzut într-un somn adânc din care s-ar fi trezit nu în pădurea trivale, ci în fața unui bloc de locuințe din cartierul cu același nume, de unde, în urmă cu 10 ani, plecase spre sinucidere o tânără mireasă care și-a pierdut soțul chiar în ziua anunții, într-un accident rutier. Și ca povestea să fie cu adevărat sinistră, se spune că, întors la mașină, după aflarea istoriei Miresei sinucigașe, ar fi găsit vergheta lăsată gaș de femeie, adusă la adresa din pădure pe un deget aflat în putrefacție. Castelul Bran. Nu se putea ca cel mai faimos castel din România, cu o istorie atât de bogată și celebră în toată lumea, ca fiind castelul lui Dracula, să nu apară într-o listă precum aceasta. Poveștile despre fantoma lui Dracula, care nu are pace și face jogging pe hotelurile castelului, au ajuns până în Marea Britanie. Veniți cu echipamente performante, britanicii susțin că au luat legătura cu mai multe fantome, printre care și cea a lui Vlad Țepeș, cu care au purtat și o scurtă discuție. Este cu atât mai ciudat, ținând cont că acesta nu a avut vreo legătură directă cu acest loc. Deci, de ce ar alege să bântuie tocmai branul? Localnicii mai sunt de părere că și fantoma reginei Maria încă se află prin castel, stând probabil la o bârfă nesfârșită cu celebrul conte Dracula. Castelul Iulia Hdeu, Construit la câmpina de către savantul Bogdan Petricei cu HD, după moartea fiicei sale, se spune că a fost realizat după planurile desenate de el însuși, inspirat fiind de spiritul nemuritor al fiicei sale. Numeroasele semne, oculte ședințele de spiritism inițiate de nefericitul tată, o cameră special amenajată pentru așa ceva, dar și declarații ale angajaților și vizitatorilor castelului, fac din acesta unul din cele mai strani locuri din România. Dalul Lunganilor Situat în județul Iași, apro aproape de municipiul Botoșani, e considerat unul din cele mai bântuite locuri din zonă, Locuitorii comunei Lungan se plâng de aproximativ 100 de ani că sunt bântuiți de fantome și nu sunt puține, ci un întreg batalion. Se pare că peste 1000 de soldați români din timpul primului război mondial au fost puși în gropi comune pe aceste dealuri, răpuși fiind de tifos ori de obuzele inamicilor. Curios pe această temă fiind și Mihail Sadoveanu care a scris Țara de dincolo de negură, referitor la aceste locuri. După mai multe decenii în care locatarii au fost terorizați de armata fantomelor, se pare că fenomenele s-au mai diminuat, ca urmarea ridicării unei biserici pe dealul Lunganilor. Pădurea Radovan. Încă din anii 40, locuitorii din zonă vorbesc despre fantoma unei mirese care bântuie prin Pădurea Radovan, probabil cel mai straniu loc din Oltenia. Conform legendei, o tânără venită din Moldova pentru a scăpa de sărăcie ajunge în Radovan unde avea să fie abuzată de un bogat al satului. Rușinată și cu ideea că e însărcinată în urma violului, decide să-și ia viața în pădurea de lângă sat. Șoseaua ce trece prin mijlocul pădurii e cunoscută pentru numeroasele accidente, puse de multe ori chiar pe seama fantomei îmbrăcate în mireasă. Mănăstirea Chiajna unul din cele mai bântuite locuri din capitală, mănăstirea Chiajna are o istorie aparte. Construită în perioada lui Alexandru Ipsilanti și finalizată în timpul fanarului, de dimensiuni foarte mari pentru acele vremuri, urma să fie una din cele mai importante mănăstiri, însă nu a apucat nici măcar să fie sfințită, fiind atacată de către turci. Lăcașul a murit definitiv la începutul anilor 1800, odată cu epidemia de ciumă. Situată între două cimitire din cartierul Giulești, Sârbi este locul în care au avut loc mai multe crime și unde mulți se jură că au văzut fantome. Cea mai celebră anomalie ce ține de mănăstirea Chiajna este cea a clopotului îngropat. Se spune că atunci când este lună plină se aud sunete de clopot, chiar dacă nu mai există vreunul rămas din vechea mănăstire. Pădurea Hoia Baciu Cunoscută și sub numele de Triunghiul Bermudelor din România, e probabil locul considerat cel mai bântuit din țară. Localnicii spun că cei care petrec și trec prin pădure au stări și senzații ciudate, precum stări de vomă, creață și chiar arsuri pe piele. În 1968, în această pădure, a fost realizată una din cele mai clare conform specialiștilor fotografii făcute unui OZN. Luminile puternice care apar noaptea din senin și care dispar la fel de repede, forma ciudată a unor copaci, toate acestea fac din pădurea Hoia Baciu să fie numită de unii poartă către o lume de dincolo sau sălașul necuratului. Lacul Mori, Înainte de lacul Mori aflat în cartierul Crângaș din București, exista un cimitir și o biserică veche, ambele demolate în timpul regimului comunist. Morții trebuiau mutați în cimitirul Giulești, dar o parte din ei au rămas pe vecii aici, în fundul lacului. Se știe că lacul Morții, așa cum și-a căpătat denumirea, își cere anual tributul de vieți omenești. Pe mal se găsesc nenumărate cruci ce amintesc de cei care s-au aventurat să nuate sau de sinucigași. Se spune că blestemul morților care se află încă pe fundul lacului contribuie și la numărul mare de accidente care au loc pe podul Ciurel.